Bătrânii așteaptă cu groază iarna cu temperaturile de afară. Vremurile grele îi împiedică să-și mai drămuiască banii din pensie, încât să-și poată permite căldura din casă în anotimpul rece. Și cum iarna dă semne că se apropie mai repede decât s-ar fi așteptat oricine, prin temperaturi de aproape 0 grade, pensionarii încearcă să facă rost de bani pentru căldura din case, fie că vorbim de lemne sau de facturile de la energie electrică. Astfel că rândurile celor care solicită un împrumut la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Giurgiu sau îngroșat. Pentru ce știți dumneavoastră că solicită împrumut în această perioadă pensionari? Aprezentare de iarnă. Pentru lemne, pentru reparat. Au venit foarte mulți anul ăsta și împreună cu copiii probabil și-au băgat gaze. Și-au luat împrumutul de 40-50 de milioane, adică 4.500 de lei și și-au băgat gaze. Fiindcă au posibilitatea de a se împrumuta, vârstnicii găsesc în ce are un mijloc de a ajuta și pe cei apropiați. Noi știm bine ciclic este asta. Noi îi servim pe oameni imediat, nicio problemă. Sunt banii care îi avem, îi strângem și chivernisim și îi dăm acestor oameni. Nu avem probleme de întârzieri, de întârzieri a plății. Pentru că oamenii au nevoie de reparații case, de achitat taxe pentru nepoți la facultăți și de făcut munci agricole. Sumele pe care le acordă Casa de Ajutor Reciproc Giurgiu ajung până la 7.000 de lei cu giranți. O altă categorie de persoane cărora CEARE le acordă împrumuturi sunt persoanele aflate în ultimii ani de activitate către pensionare.